că cel mai cinstit este să vorbim și cu părinții Mihaelei. Mariana și Mihai Schneider sunt în direct cu noi prin Facebook. Înțeleg că ei nu mai sunt acum în România. Bună seara! Bună seara, doamnă! Vă mulțumim, o seară bună! Fostul iubit al Mihaelei are această suspiciune, mă rog, a rămas de 4 ani cu gândul ăsta că nu era Mihaela acolo în Coșciug. Da, e adevărat. Da, este adevărat. Noi menținem tot așa, pentru că și eu am fost, când s-a identificat la morgă, 4 persoane am fost. Eu, socru, el, soțul Mihaelei și încă o persoană, o mătușă. Și nu avea, într-adevăr, că avea la genunchiul drept. Trebuia să aibă o cicatrice mare cât un ou de găină. Nu avea. E, arăta așa verde, cadavrul acela, ca după 4 luni în putrefacție, nici amprente de la degete nu mai putea să iei. Nu se mai putea lua. Bine. Bun, domnul Schneider, deci ca să înțeleg, și dumneavoastră susțineți că nu era Mihaela? Nu era, nu era. Păi și atunci cum ați recunoscut? Adică ați fost chemat să o recunoașteți? De ce ați spus că e ea? Noi am spus așa pentru că mi-a spus doctorul de la morgă, domnul Veru. Eu am fost în Franța atunci. A ținut-o până am venit eu să recunosc. Ne-a spus în felul următor: luați-o că e a voastră, că o ardem, nu avem frigidere. O ardem. Eu atunci, dacă am văzut așa că face teatrul acesta, domnul doctor, ce m-am gândit, ce am stat foarte bine, m-am calculat foarte bine și m-am gândit, o iau pentru ADN-ul, pentru că dacă o ardea, eu m-am gândit că niciodată nu mai aveam probe ADN-ul. Și ați făcut testul? Am cerut hainele fetei cu care s-a găsit cadavrul acela în Mureș, am cerut camerele video din psihiatria Alba Iulia, căci doamna doctor Băra Laura era de serviciu în seara aceea, de gardă. Am cerut să ni le dea toate astea, ADN-ul. Toate astea nu ne-a dat nicio probă. Domnul Schneider, dar puteți să-mi spuneți, vă rog, ce diagnostic avea fiica dumneavoastră? Da, era bolnavă depresie de gradul 1, cu un soțitor, fiind mama ei. Era psihoză deja. Da, era sub protecția copilului. Era sub protecția copilului și a luat-o 2-3 polițiști de acasă cu salvarea. Și nu a dat salvarea, nu a dat voie să acompanieze mama ei pe fată, deși era însoțitor de drept. Da, era internată atunci când s-a întâmplat? Era internată într-un spital de psihiatrie? Da, vă spun eu acum, sigur. Pentru că avem certificat de deces, avem toate actele. Pe 13 septembrie, în seara de 13 septembrie, fiind sâmbătă seara, a venit ambulanța, i-a fost rău să nască. A venit ambulanța pe la ora 6 după masa. A venit, a dus-o cu... A venit cu 3 polițai din Sebeș, unul era civil, îl cunosc, Dragomir Adrian, și nu era în timpul serviciului, a venit de acasă. Și încă 2 jandarmi și ambulanța. A cerut mama ei să o acompanieze pentru că este însoțitor de drept la spital. Nu a vrut. În seara aceea pe la 8, așa cu aproximativ, eu eram în Franța, a sunat soția la spital, la doamna Băra, doctor Băra Laura, toate... Și a spus, păi cum ați părăsit fata, a plecat taică-s-o, stați că nu o să o mai vedeți voi. Dimineața, duminică, când s-a dus cu haine, cu mâncare, cu la fată, nu mai era de găsit. Da, spuneți-mi, a născut în noaptea aia? Nu mai știm nimica. Dar, putea, nimeni nu ne-a dat... Că dimineața am zis că mă duc cu ea, la 6 dimineața nu a mai fost în spital. Și nu ne-a dat nimeni... Cum, la 6 dispărut din spital? La ora 6 nu mai era. Te rog, Sorin. Suntem într-un film de groază. Adică ia un om pe care l-au în protecție și omul ăla dispare. Domnul Schneider, când ați fost să recunoașteți, văd că domnul Muntean nu știe. Dumneavoastră, când ați fost să recunoașteți la morgă, la spital, cadavru, era al unei fete, femei, în luna a 8-a, era însărcinată, v-a spus că era însărcinată când a fost găsită? Eu am pus această întrebare pentru că era verde acel cadavru.
Nu, de ce arăta așa după 4 luni un cadavru? Cred că a fost înmormântat, dezgropat Dumnezeu, că n-avea cicatrice la genunchiul drept, n-avea păr pe cap. În 5 zile să-i cadă părul de pe cap. Eu am întrebat, eu stau în Paris, am întrebat cel mai bun doctor din Paris dacă este posibil așa ceva, ca la un cadavru în luna septembrie, fiind apa rece, să-i cadă părul de pe cap. În numai 5 zile. Nici 5 zile. Întregi. Zice, de, nu este posibil. Deci, domnul Schneider, fiica dumneavoastră dispare imediat după, adică imediat, până dimineața când a intrat pe mâna statului, a polițiștilor ălora care au venit și v-au luat-o de acasă, nu? Că dispare din spital, că ea a fost dusă la spital. Nu știu dacă a fost dusă la spital, are foaie era de internare. Era cu ambulanță, cum? Păi a luat-o cu ambulanța și a aruncat-o în râu. Domnul Schneider foarte ancorat în realitate. Nu știu, și el... nu știu ce s-a mai întâmplat. Îmi pare extrem de coerent în ceea ce povestește și pare că are în noi, mă, da. Da. Să spui unor părinți îndurerați, da. N-avem frigidere, ea voastră, luați-o da, cu... I-am, da, și-am fost acolo. Dumneavoastră trebuie să faceți o plângere la parchet prin care să cereți deshumarea și să vă aprobe procurorul și nu cu aprobă nimica. Doamna procuror, Lunganu Cosmina nu aprobă nimic, ne-a clasat tot. Am dat aici la poliție. Bun, mai există... Dom'le, acum e posibil ca la dosarul acesta al morții Mihaelei să fie niște acte care n-au ajuns în posesia familiei și pe baza acestor acte să fi fost respinsă cererea de deshumare, că altfel nu-mi explic. Domnul Schneider, pe certificatul de deces ce scrie? Toate probele. Pe certificatul de deces ce scrie? Care e cauza morții? Înec. Asfixiere prin înec. Asfixie mecanică prin înec? Da, da. Da. I s-a făcut autopsia la plămâni? Da, scrie în, știi ce, scrie în certificatul ăsta de deces, mă rog, cauza decesului, în afară de asfixiere, scrie că era însărcinată în 8 luni? Nu. Da, deci descrierea, posologia. Bine, ca să nu mai zic că n-avea de ce să fie însă, adică nu da, da, cu asemenea diagnostic. Asta mă gândesc, că între data de 13 când ea a dispărut și 19 când ea a murit, mă poate fi născut și o fi fugit din spital și s-o fi întâmplat ceva da, exact. Între perioada asta, dacă... Da. Dacă tăietura, domnul Muntean, spuneați că ați văzut tăietura, tăietura de la cezariană sau ce nu, tăietura? Nu, nu, de la autopsie. Tăietura, da, a fost. A, de la autopsie. A, bun, am înțeles. Este aia clasică de autopsie. Mă gândeam că a văzut și tăietura da, de la dar cezariană. Este, nu știm nimic despre, despre timpul ăsta. Dar chiar și dacă ar fi născut la autopsie, trebuia menționat, pentru că era o naștere absolut, făcută cu sigur. Câteva dar ore înainte. Și trebuia menționat și ce s-a făcut cu cadavrul copilului. Și, exact. Demn de dosarele X, vorbesc serios. Da, adică da deci dispare o fată, domnule. Europeană. Eu vă spun că suntem în fața unei anchete grave de tot. Da, da. Așa vinovați, simt eu. Hai să mai scăpăm de da, un cadavru. Deci vă dau două exemple. Unu. Cu vestita Elodia, unde vestitul domn procuror Marius Iacob, când s-a înhăitat cu urși căutând-o până munți pe acolo, au găsit un craniu. Și s-au de femeie, cu depresiune, lovită în cap. Da, da. Și s-au dus ca Iuric cu cranul la sub braț, fericiți, și au făcut ADN-ul și nu era al Elodiei. Dar femeia aia fusese sigur omorâtă. Nu s-a mai întâmplat, nu s-a mai auzit nimic. Al doilea exemplu pe care vreau să vi-l dau apropo de spital, că încep să mi-l adun în cap acum. La spitalul din Deva a ajuns o fată cu cădere de calciu, nu știu cu ce, iar deștepții aia de acolo au scăpat-o de pe targă și a murit fata. Și au încercat să mușamalizeze. Maică s-a săraca umblă și acum de 4 ani de zile. Nu, dar, să-și găsească dreptate. Dar s-ar putea verifica, adică dacă a fost luată de o ambulanță, însoțită de poliție. Absolut, trebuie să fie o hârtie. Trebuie să fie o foaie de internare, trebuie să fie o foaie de observație. Da. Bă, adică nu. Eu mai am ceva de spus urgent, doamnă scumpă. Vă rugăm, domnul Schneider. Ceva. Eu trec direct la ceva mai... Cu esență. Spuneți. Deci, acum a trimis de urgență fiica mea pe Facebook să o salvez. Vino după mine că sunt două persoane care a trimis pe Facebook, aceștia știu unde sunt.
Salvează-mi eu. Mihaela? Ce tare. Da. Acum ați primit pe Facebook? Acum de trei zile am primit. E acum de trei zile da, sau acum? De pe ce cont, domnul Schneider? De pe ce cont? Adică de pe ce nume ați primit? E contul la băiatul meu, Schneider Anton. Bun, dar cine i-a scris lui Anton? Ce nume i-a scris? Mihaela, fata mea i-a scris. Și nu fie o glumă proastă, să nu fie cineva care a făcut cont în numele ei, adică... Nu este. Sau cineva care vrea să acopere dispariția. Și de unde să vină să o salveze? Unde spune că e? Nu știu. Dar vorbeți și dumneavoastră despre asta. V-a sunat? Nu. Localizarea. De unde vine Facebook-ul? Da, asta trebuie. Scuzați-mă că vă întrerup, dar vreau să spun și eu ceva. Dar părinții Mihaelei, de ce m-au sunat și au spus că are bărbat și că are copii? Da, asta vreau și eu să vă întreb. Spuneți că ați fost să o identificați și cu soțul. Așa ați spus, da? Că ați fost să o identificați și cu soțul Mihaelei. Domnul Schneider, așa ne-a zis, nu? Că ați fost să o identificați și cu soțul. Păi și domnul Muntean, ce era acolo? Păi și domnul Muntean a fost socrul meu, a fost o mătușe, eu am fost... Soțul era domnul Muntean, la dânsul vă referiți? Da. Muntean Constantin. Cu invitatul nostru de aici, din platou. Da. Am înțeles că a fost cu soțul și mă gândeam că dânsul spune că mai avea pe cineva. Știți cum e, că dacă erau... Fostul ginere sau ginerele care e la noi în platou, spune că dumneavoastră n-ați lăsat fata să fie fericită alături de el. Dacă vreți, o să vă povestesc eu. Păi, din cauza lui s-au întâmplat toate problemele. De ce, doamnă? Păi trebuia să asculte de noi, să fie cu noi, fata ta avea nevoie de părinți, să un regim. Noi am spus, el ne învinuiește pe noi, dar noi am spus, să rămâi aici la Sebeș și vedem ce facem. El n-a vrut să rămână, a plecat la bunică să-n aiut.